Pronunță. Denis Iacobescu. Este... Mersi. Puteai să fii orice, dar ai ales... Este numele fostului soț, a rămas. Păi asta zic, puteai să fii orice, puteai să fii... Dar ești, de fapt. Ești ce vrei tu să fii, nu? Ești tu. Asta e foarte rar în ziua de astăzi. Bineînțeles. Ce-ți mai place, Denis? Ce mai place? Da. Văd că ești cu nepoți, pe nepoți tare de tot în ultima vreme. Da, păi mai ales că Alexandru este plecat și Antonia este singură. Am ajutat-o în ultima vreme. O facem cu schimbul. Când eu, când ceilalți... Ai făcut pe bărbatul în casă, cum se spune. Iată-i pe ce. Doamne. Deci nu-mi imaginez ce e acolo acasă. Da, da, da. Și lucrurile nu par a se liniști. De la an la an. De la an la an este mai multă nebunie. Dar îmi place. Mă ține, cum se spune, cum spune americanul, pe vârfuri, așa, mă ține. Ce ai învățat de la Domi și de la Aki? Așa ca copii, zici tu? Nu știu, poate ai învățat repertorii, genuri muzicale noi, trap, interpreți. Da, bine, mai bine playlist. Cu muzică nouă, dar în general sunt la zi. Ești la zi, nu? Da, și când le cânt o melodie, le ofredonez sau le pun deja pe telefon, să uită, bunii, știi deja melodia asta? Tu zici, da, mă, dar ce crezi că sunt chiar așa de bătrână? Deci tu știi să-i dai, să-i faci ai tăi. Da, practic, da. Le știi gusturile, le știi... Bineînțeles, bineînțeles, dar în același timp să știi că le pun și muzică clasică. Da? Da, 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 vreau să le pun și muzică clasică, când îi pregătesc de culcare, să știe din toate. Dar știi ce am observat? și de câte ori am întâlnit? Mi se par doi copii foarte sensibili. Sunt, să știi. Au foarte multă iubire. Au crescut cu multă iubire și au de dat foarte multă iubire. Așa este. Îi spunea cel mare celui mic, zice, dacă atunci când bunii o să moară, n-o să vii la mormântul ei să-i aduci flori? Aveau ei conversații între... Asta zicea Dominic către Achim? Achim, da, da. Și ai prins tu vorbind despre asta? Da, ascultam, eu citeam, dar... Bănuiesc că nu te-ai băgat în discuția lor. Foarte bine. Nu, i-am lăsat. Da, spun niște întrebări de astea de nu știi de unde să iei răspunsul? Întrebări care te închid? Doamne, stai că mi-a pus odată o întrebare și nu am știut ce să-i răspund. Bine, trebuie să vin cu un răspuns, că mi-aduc aminte când era Antonia mică, mereu când mă întreba ceva, aveam răspunsul și o singură dată nu am avut și a fost foarte dezamăgită. A zis, mami, dar tu mereu ai răspunsul, tu le știi pe toate. Știu că m-a întrebat unde s-a dus tatăl meu. Știu că a decedat. Asta te-a întrebat nepoții? Da, da. Și ce le-ai spus? Că inevitabil fiecare copil vine o vârstă la care întreabă asta. Da, am spus că s-a dus acolo sus la Doamne, Doamne. Este spirit, că m-a întrebat ce este spiritul, l-am explicat despre suflet. Asta ce cred eu, ce știu eu, adică ce simt eu, asta nu înseamnă că e adevărat. Am explicat că este un spirit, corpul nostru este doar un pachet, o carcasă. Și el a plecat de unde a venit, acolo la Doamne, Doamne, și de sus ne privește. Mi-a adus aminte, mergeam pe stradă și l-am prins, un tată și plimba copilul, se plimba cu bicicletele. Copilul cu bicicleta mică, tatăl cu bicicleta mare. Și copilul îi zice tatălui, zice, tati, la școală ne-a zis la ora de religie că oamenii bătrâni când mor, merg la Doamne, Doamne, la care tatăl îi zice copilului. Zice, mai termin o dată cu prostiile astea, nu există niciun Doamne, Doamne. Păi, și copilul întreabă, zice, dar dacă nu există Doamne, Doamne, unde ajung oamenii bătrâni? Și tatăl îi zice, nicăieri. La care copilul zice, a, ce trist. Ce trist. Crunt. Mi s-a părut cea mai tristă discuție pe care am auzit-o vreodată între un tată și un copil. Să știi, fără esență. Și copilul rămâne, se va gândi toată viața la acel nicăieri. Da.
Bun, hai să revenim că suntem foarte spirituali în această seară. Hai să fim pragmatici, pe business, cum se spune. Uh-huh. Înțeleg că te apuci de lucruri noi. Tu mereu te apuci de... Da, să știi, dar îmi place asta, tot timpul vii cu ceva nou. Asta te ține tânăr, ți-am spus. Uh-huh. Trebuie să ai tot timpul cât un plan, să ai ceva de făcut. Altfel te plafonezi uh-huh. și începi să... jos. Da, am două colaborări, mi s-au propus două colaborări. Ambele au de-a face cu copii. Voi reveni la anul, ceea ce nu e prea în 2-3 luni. Deci la anul poți să ne spui mai multe despre exact. Treaba asta. Sunt două persoane diferite care mi-au propus, uh-huh. sunt super încântată. Este o provocare pentru mine, una din ele, și de-abia aștept să vorbesc mai mult, să spun mai mult despre. Ambele au legătură cu educația și cu una din ele, cu talentul meu... să zic așa, artistic. Artistic. Până atunci te califici la locul de muncă. Da. Noroc că e Alex plecat în Asia Express. Am văzut că și Antonia, săraca, așa s-a nimerit. E tristuță. E tristă? Păi, da, îți dai seama că este prima oară când sunt separați atâta timp. Nu este ușor. Și dragostea este mare. Dar chiar, de când sunt împreună, nu cred că... Nu au fost mai mult de, nu știu, o săptămână. Ceva de genul ăsta. Da, nu mai mult de atât, da. Dar i-am spus, lasă că iubirea va fi mai mare când vă întoarceți. Mamă, aveți nevoie de câte o pauză, așa, toți avem nevoie de câte o pauză. Trebuie duci nepoții la bunică vreo câteva zile când se întoarce Alex. Bine, am văzut că și Antonia e foarte ocupată pentru că acum are, cred că una dintre cele mai de succes piese românești create în ultima vreme. Trica este hit, nu doar în România. Da, nu-mi vine să cred, dar nu-mi vine să cred. N-ai văzut că e virală treaba, există coreografie, există... Și sunt foarte încântată pentru ea și pentru el. Deci o să se întoarcă Alex din Asia Express, o să plece Antonia, să vezi tu, dacă nu, un turneu mondial cu piesa asta. Doamne ajută! Mare bombă! La cât mai multe! Mare bombă piesa asta! Deci ea nu suferă. Nu că e greu cu copiii, este greu fără Alex, de fapt. Așa e, este dragostea greu asta. Fără el. Bravo, și mă bucur. Adică uneori e bine să suferi din dragoste, dacă e... Dar vreau să te întreb o ceva. O suferință bună. Tu ai avut în viața ta dragostea pe care o are Antonia cu Alex? Da, am avut-o. Și poate dura până la sfârșitul zilelor? Da, poate dura dacă vine din partea amândouă. Adică trebuie să... It takes two to tango, știi? Ca uh-huh. să dansez... Trebuie să vină din partea altfel, ambilor parteneri. Dacă nu, ajungi la plafonare și... Uh-huh. Se spune că dacă iubești cu adevărat, nu trebuie să lupți, să menții. Ba, totuși trebuie să menții acea flacără și trebuie poate să... Poate iubirea nu, dar relația trebuie menținută, cumva. Exact. Atenția. Da, dacă unul se delasă un pic, din toate punctele de vedere, moare. Ai visat la iubire? Ce anume? Mai visez la iubire? Da, bineînțeles. Știi că am mai vorbit despre asta. Sigur, da. Eu te întreb, eu te reverific. Avem dreptul să iubim tot timpul și da, de ce nu? Da, îmi place să iubesc, îmi place să fiu iubită și să sperăm că voi găsi. Niciodată nu-i prea târziu. Mulțumesc mult de tot. Cu drag. Denis, urmăriți-o, vă rog frumos. Este regina Instagramului. E acolo. Instastory-uri, toate. Știe. Aproape. Mulțumesc mult de tot. După pauză ne întoarcem, Monica.